Cea mai importantă concluzie a summitului de ieri de la Geneva este că rivalitatea între cele două mari puteri, Rusia și Statele Unite, continuă. Așa cum era de așteptat, întâlnirea nu a produs mari surprize strategice sau diplomatice, dar relevanța unui astfel de moment stă în însuși faptul că cei doi președinți au stat față în față timp de mai multe ore. Vladimir Putin a trebuit să răspundă mai multor întrebări incomode puse de presa occidentală cu privire la mai multe subiecte actuale. El a apărat anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, despre care a spus că în realitate este legală și că Rusia de fapt încearcă să forțeze Ucraina să-și respecte angajamentele internaționale. We have one single commitment to help and facilitate the implementation of the Minsk agreement. Did Ukraine propose? It proposed to return the Ukrainian armed forces to their permanent stationing areas. That means that Ukrainian armed forces should be deployed in Donbas, and one doesn't need to have a special experience to understand that it hasn't nothing to do with the Minsk agreements. De cealaltă parte, președintele Joe Biden a avertizat Rusia și pe Vladimir Putin că acțiunile sale nu fac altceva decât să-i erodeze și mai mult imaginea și statutul. His credibility worldwide shrinks. It diminishes the standing of a country that is desperately trying to make sure it maintains its standing as a major world power. They are not able to dictate what happens in the world. There are other nations of significant consequence, i.e. the United States of America being one of them. Întrebat de Alexei Navalny, Vladimir Putin a susținut că de fapt politicianul de opoziție rus a vrut să încalce legea în mod deliberat. He is a person that is a repeated offender, and he knew full well that he is wanted. Nevertheless, he came back to Russia and he deliberately wanted to be arrested. Nu de aceeași părere a fost însă și președintele american Joe Biden, care a transmis un avertisment Rusiei în situația în care Alexei Navalny va muri în închisoare. I made it clear to him that I believe the consequences of that would be devastating. We don't derive our rights from the government. We possess them because we're born, period. And we yield them to a government. That's why we're going to raise our concerns about cases like Alexei Navalny. Vladimir Putin a mai susținut și că a existat un consens cu președintele Joe Biden pe tema atacurilor cibernetice asupra Statelor Unite și că majoritatea acestora de fapt provin chiar din țări occidentale. As for cybersecurity, we agreed that we would begin consultations in this respect. The majority of cyber attacks are made from the US territory, then a second one is Canada, then two Latin American states, and then the UK. De cealaltă parte, Joe Biden a fost ceva mai exact în declarații. I talked about the proposition that certain critical infrastructure should be off limits to attack, period, by cyber or any other means. I gave them a list, if I'm not mistaken, I don't have it in front of me, 16 specific entities. Președintele rus Vladimir Putin a mai criticat baza morală a Statelor Unite, mai ales cu privire la comunitatea afroamericană, și a justificat reprimarea opoziției politice pe motiv că ar fi agenți străini. Atât Joe Biden cât și Vladimir Putin au anunțat însă că vor fi demarate discuții bilaterale pentru limitarea armamentului, chiar dacă în trecut au existat ezitări în acest sens, în principal din cauza refuzului Chinei de a lua parte. Între Statele Unite și Federația Rusă există mai multe puncte de disensiuni. Printre acestea, situația din estul Ucrainei, situația din Siria și, în general, din Orientul Mijlociu sau atacurile repetate cibernetice. În urma întâlnirii dintre Joe Biden și Putin, este puțin probabil ca schimbări semnificative să aibă loc la vreunul dintre aceste puncte.